Astăzi ne jucăm GTA 5 fără să încălcăm legea pentru 24 de ore. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episoadele anterioare cu GTA 5 challenge-uri, așa că dacă mai vreți episoade cu challenge-uri în GTA 5, dați acolo pe butonul drag să facem peste 2000 de like-uri. Ei bine, astăzi de la ora 5 până următoarea zi la ora 5 trebuie să nu încălcăm legea absolut deloc, dar nu o să ne jucăm cu Franklin, o să facem treaba mai grea și o să ne jucăm cu Trevor, care știți că este mai nebun, așa că haideți să vedem ce face Trevor, unde se află. Cred că nu arată bine. Oh my god, Trevor. Da, exact cum așteptam. Pai de capul meu. Da, challenge-ul începe oficial. Pai de capul meu, suntem deja beți pe o clădire. Fiți foarte atenți la episod dacă cumva încalc legea, pentru că sunt tare curios dacă vă veți da seama în comentarii atunci când voi încălca legea. Băi, ce naiba se întâmplă? Cum mă dau eu jos de aici fără să-mi rup gâtul? Uite, mașina noastră e acolo. O luăm pe aici așa, ușor, Trevor. Hai că se poate. Doamne, nebun rău de tot, Trevor, frate. Deci, în joc... Uite și tu. Un metre. Ce? Ne salută și aia acolo. Hello there, hello there, hei, hei. Hai să mă dau jos. Oi, oi, oi. Mamă, stai puțin. M-am speriat, am crezut că mă aruncă de aici. E ok. Gata, mă. Bă, dar îmi place că e la costum. Așa, am intrat în mașina noastră și am uitat să vă spun că ne jucăm cu volanul, dacă nu l-ați văzut. E bine, astăzi să ne jucăm cu volanul. Foarte mișto. Totul o să fie de pe volan, avem și schimbători, exact ca în viața reală, să facem totul cât mai real. Iar astăzi eu vreau să-i facem rost de o gagică lui Trevor, ok? Deci pentru început o să mergem să-i tragem o frizură nouă, pentru că nu cred că o să atragă prea multe gagici cu freza asta. Așa, ca să-i facem rost de o prietenă ca lumea lui Trevor, mergem să-i facem o frizură ca lumea. Unde putem să facem noi rost o frizură? A, exact aici. Bun. Mi-a fost dor, bă, să mai joc și eu challenge-uri de genul. Bun. Întâia. A doua. Avem ce de a trecea. Ok, deci trebuie să fim atenți, pentru că nu am voie să încalc legea. Dăm semnal frumos. E galben. Dă-i mai repede, că era să mă duc. Dar am trecut pe galben. Deci e ok. Suntem ok. Bun, e roșu. Așteptăm. Trebuie să fiu foarte atent. Nu prea pot să văd exact foarte bine, dar e bine. E roșu. Bun, 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 bun. Vedeți și acolo în stânga cum apăs eu frâna, accelerația și ambreiajul. Deci toate le folosim ca să circulăm cum trebuie. Bă, acum că stau să mă gândesc. Noi sper că nu avem alcoolemie, nu? Asta ar fi o încălcare de lege, dar n-avem de unde știm. Sperăm că nu are alcool în sânge Trevor prea mult. Cât stăm noi aici la roșu, nu uitați să dați și pe acolo pe butonul de subscribe ca să fiți pe fază când mai postăm challenge-uri pe GTA 5. Astăzi Trevor are întâlnire, ok? Trebuie să neapărat să ne aranjăm. Așa că... Oi, oi, oi! Mamă, era să mă duc pe roșu direct, mă lase cu vorba. Astăzi avem întâlnire și trebuie să le facem frumoși și după aceea ne ducem în club să facem și noi rost de o fată frumoasă și să ne facem și noi viața. Ca așa trebuie, pentru că uite-te și tu la Trevor cum arată. Mamă, greu e, frate, cu traficul ăsta. Deci e mai rău ca în București, frate. În GTA 5 e mai rău ca în București cu traficul pe aici. Haide, băi, haide, haide. Și asta acum stai pe loc, că e roșu. Hai să vedem dacă Trevor are vreo gagică pe aici prin telefon mai întâi, înainte să ne ducem în club. Poate găsim noi pe cineva aici să sunăm. Eventual prietena lui. Patricia? Hai sunăm pe Patricia. Vedem că acolo... Ne-a dat cu două... Ok. Da, aceeași părere am și eu. Nu părea vrea să vorbesc nimeni cu... Infernus? Asta e o fată. Opa, opa. Și asta ne-a dat cu DND. Da, foarte frumos vorbește Trevor. Da, se pare că nicio fată nu vrea să răspundă la Trevor. Da. Trebuie o să se schimbe, ok? Trebuie să se schimbe. Așa aici am și eu. Oh, de asta trece pe roșu. Hai, băi. Semnal. Iar alt taximetrist. Bă, mă, bă. Hai că e verde. Dă-i, dă-i, dă-i. Nu-l lăsa. Hai, hai, hai. Hai că s-a făcut roșu. Hai. Băi, am trecut pe verde. Adică, nu știu, spuneți-mi în comentarii ce părere aveți. Greu, bă, să respecte legea cu ăștia care se mișcă în slow motion, să mor, trece o singură mașină, două, la un semafor. Ce e asta?
Chiar îmi doresc să facem cât mai multe challenge-uri, așa că dacă mai aveți idei de challenge-uri, nu uitați să le lăsați în secția de comentarii de toate tipurile. Eu o să le citesc și alea care îmi plac, poate o să le folosim în următoarele episoade, vă dau și acolo o inimioară. Deci, ca idee, am pornit challenge-ul la ora 5. Oh my god, e 9:30. Am pornit challenge-ul la ora 5. E bine. Am pierdut mult timp în trafic, dacă e. Se mai pune verde și la noi sau? Așa. Doamne, iartă-mă. Bă, e oribil, bă. Hai să vedem unde parcăm noi legal mașina și măcar că ne putem asigura în oglindă. Abia, a, dar n-avem banda cealaltă. Ok. Aici vreau să fac stânga. Bun, am dat semnal. Nu știu ce n-apare semnalul, dar ok. Se aude. Și aici ne punem, gata. A trecut pe... Cred că a trecut pe roșu, dar în același timp... Ce se claxonează ăștia, mă? Gata, mă dau mai în față. Dacă vreți voi, mă dau mai în față. N-aveți loc? Ăsta e pe două benzi. Am zis că e haos cu ăștia. Doamne, tare vreau să văd cum îl facem acum pe Trevor. Hai. Mor, mă, claxonați, mă, pe bune! Abia s-a făcut verde și deja mă claxonați. Bun. Ia, o să ai pe grijă de mine. Hai să vedem. Mamă, cum arată ăsta. Haide, bossule, că trebuie ceva ca lumea. Asta o are el, da? Noi o putem face pasta. Pasta. Care zic e la fel? Sau asta. Bă, eu să zic că asta arată cel mai aranjat dintre toate, așa că o să mergem cu asta. Nu știu. Arată decent. Dar de ce e atât de lovit? Oh my god. Îi punem o barbă. Ai de viața mea, ce asta, mă? Vai de capul meu. Vai viața. Hai să lăsăm așa. Fresh, cut, tot ce trebuie. Numai la Dani Costi. Bă, dar se putea și mai bine, dar atâta se poate la Trevor. Mai frumos de data nu putem să-l facem. Hai să ne ducem acum în club, dragilor, să vedem dacă dăm și noi de o fetiță pe acolo să vorbim și noi cu ea. La beție, omul meu, nu știu cum, unde naiba s-a îmbătat el de la îngăștea, ducea pe clădire la costum, dar bine că e la costum. Adică chiar e pregătit pentru a agăța. Pare că mai avem puțin până la destinație, dar la cum se mișcă traficul în orașul ăsta, cred că ajungem mâine. Ia uite, bă, că sunt pe aici în club. Uite, aici, gata, mă, hai. Deci este ora 1 dimineața. Doamne, cât de repede ne mișcăm. Incredibil. Oh my god, e 1 dimineața. Aproape trec 12 ore de când am început challenge-ul. Salut, bossule, sunt foarte frumos. Zi tu că nu-s frumos. Zi tu. Îmi pare foarte încântat de cum arătăm. Știam, știam. Doamne, cât de speriat era. Ok. Well, nu o să bem, pentru că n-avem voie să bem și să conducem, deci o să fim legal. Poate ne băgăm seama cu vreo fată de pe aici. Mamă, dar aici sunt mai băieți și fetele sunt cele care muncesc aici. Ne activăm metodele de a agăța această fată. Hai să ne găsim una frumoasă. No. Altceva, altceva. Dar asta are o voce ciudată și tu ai voce ciudată. Bă, dar ceva mai ca lumea n-aveți pe stoc pe aici? Să vedem dacă trebuie să se descurce sau nu să agațe această fată. Cred că a reușit Trevor. Meet Sapphire behind the club. Opa! Deci avem pe domnișoara Safir sau cum se spune. Bă, cred că a reușit Trevor, mă. De la freză, vă zic eu, de la freză. Cât este ceasul? 4 dimineața. Da, bună. Ia uite-o. Wow, ușor. Nebuno. Urcă. Take Sapphire. Oh, Safir. Take Sapphire home, ok.
We're gonna have so much fun. Opa! Băi, e bun asta. Oh my. Trevor care... Oh my. Ok. Wow, 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 wow! No, avem mobilă până la aia acasă. Avem ceva până la aia acasă. Deci noi aici pe... Ah, avem obligatoriu la dreapta aici. Băi, trebuie să mă conformez acum dacă era obligatoriu la dreapta. Pe jos, facem dreapta. Ah, nu cred că ocolim cu mult. Ok. You get me drunk enough? I'll give up the back door. Deja se face dimineața, cred că. You're a sweet girl, ain't you? Ce ceasul? Și dimineața. Mamă. Hai că mai avem puțin. What? Aveam verde pentru stânga, de ce se băgau ăia așa ca și cum? Doamne. Era aproape să intre aia în mine. Nu cred că a început ploaia. Pare rău, dar a mai decapotabilă. A început ploaia. E bine. Ne-a dat cu ploaie. Tare, tare, tare. Unde naiba mă duc? Aici e roșu pentru la dreapta. O să aștept, deși știu că pot să fac dreapta în mod legal parcă. O să aștept. Mai repede că plouă. Și n-am umbrelă. Cred că a reușit Trevor. Doamne, dar ce vreme e. Hai că s-a dus ploaia. Gata și Trevor. Nu contact Safir. Hai bă că s-a descurcat. Și challenge-ul este terminat, oficial este ora 5, au trecut 24 de ore de data aceasta cu Trevor. Sper că v-a plăcut episodul. Dacă vreți să mai vedeți challenge-ul pe GTA 5 pe viitor, dați acolo pe butonul de like, să văd acolo cât mai multe like-uri. Și noi ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!